Am văzut de mult. Profit și eu că e plecat domnul președinte ales și dau și eu niște indicații în seara asta ce să fac. Voi exprima câteva puncte de vedere cu privire la ceea ce se prefigurează a se întâmpla în viața politică, în mod deosebit ce este legat de guvern. Observ în ultimele zile că domnul prim-ministru Victor Ponta a intrat într-o frenezie a formării unui nou guvern pentru a încerca să schimbe impresia, adunând fărâme de peste tot, de pe unde poate. Poate este legitim acest lucru, mai ales pe fondul faptului că UDMR-ul a anunțat și probabil pe 13 va deveni o realitate faptul că se vor retrage de la guvernare, din motive numai de dânsi știute deocamdată sau numai de dânsi declarate. În niciun caz motivul retragerii UDMR-ului nu este legat de sensibilitatea pe care au dobândit-o la votul electoratului. Au fost insensibili de foarte mulți ani ca să devină dintr-o dată insensibili. Dar despre asta vom discuta cu altă ocazie dacă se produce evenimentul. Însă devine de neînțeles frenezia cu care domnul Ponta încearcă să formeze un guvern în jurul domniei sale. Vreau să spun că politicianul Ponta este complet discreditat în interiorul Uniunii Europene. Este complet discreditat și prezența domniei sale în fruntea guvernului nu este decât un element de discreditare și pentru România, indiferent care este majoritatea în Parlament. Elementele pe care îmi susțin această afirmație, dincolo de ceea ce știu, sunt chiar faptele domniei sale. În Europa nu s-a uitat faptul că a fost unul din artizanii loviturii de stat din vara anului 2012. La acest lucru, domnul Victor Ponta a adăugat și a reconfirmat înclinația sa spre lipsă de democrație cu ocazia alegerilor prezidențiale, când, deși prin lege, responsabilitatea organizării alegerilor aparține guvernului, deci primul responsabil este Victor Ponta, nici în turul 1, nici în turul 2, nu s-au asigurat condiții pentru ca românii să-și poată exercita votul. Nimeni în Uniunea Europeană nu crede că a fost o întâmplare. Toți au înțeles că a fost un blocaj generat de guvern, pentru că, tradițional, stânga nu obține majoritatea voturilor din diaspora. Deci este un alt element care îl discreditează profund pe domnul Victor Ponta. Un al treilea lucru, plagiatul domniei sale, care se adaugă și el la imaginea unui premier. N-a existat ministru sau demnitar în Europa care să nu demisioneze când este acuzat de plagiat. Domnia sa încă mai crede că față de acțiunile pe care vi le-am expus, plagiatul nu contează. Nu contează pentru el, care are o biografie falsificată. Dar pentru europeni contează. Iar dânsul vrea să fie din nou prim-ministru guvernului României, într-un guvern refăcut, să spunem recărpit, în condițiile în care are și acest element în bagajul de aprecieri pe care îl poate primi de la politicienii
europeni. În sfârșit, faptul că în intervalul 1997-2001 a fost ofițer al unui serviciu de informații, fără să facă public acest lucru, iar această activitate a fost în flagrantă contradicție cu prevederile articolului 131 din Constituție, care interzice procurorilor să aibă și alte funcții publice, este un alt element de discreditare profundă a domnului Victor Ponta. De aceea, chiar dacă sunt la sfârșit de mandat, pentru binele României, public îl rog pe Victor Ponta să-și asume în calitate de președinte PSD formarea unui nou guvern, dar din care domnia sa să lipsească pentru binele României și pentru credibilitatea României. Vă mai dau un element. N-ar exista țară în Uniunea Europeană în care, dacă s-ar crea situația de la turul 1 și turul 2 la alegeri prezidențiale, așa cum s-a creat pe 2 și 16 noiembrie, primul ministru să nu demisioneze. La noi, domnul Ponta se consideră îndreptățit să rămână în funcție. Stai, frate, la partidul tău care te susține, care te-a votat, care... dar nu murdări imaginea României. Fac apel la Victor Ponta să înțeleagă că în acest moment a devenit un bolovan de piciorul României. Aș aborda și un element de satisfacție, am mai făcut-o odată, apreciind reacția la solicitarea președintelui ales, modul cum Parlamentul a avizat și arestările și începerile de urmăriri penale din ultima perioadă, cu excepție incidentului de ieri cu domnul Teodorescu, incident care eu sper să fie rezolvat favorabil, pentru că s-au creat premize ca raportul MCV din luna ianuarie să fie un raport bun. Numai că a trebuit să facem și acest pas înapoi cu incidentul cu deputatul PNL Teodorescu de ieri. Deci avem toate șansele să avem un raport MCV bun. Eu știu foarte bine care sunt evaluările pe DNA, pe Înalta Curte, pe DICOT, pe lupta anticorupție. Parlamentul era problema. Au rezolvat-o în cea mai mare parte. Dar ieri au trebuit să facă și un pas înapoi, din păcate. De aceea mă gândesc că poate Parlamentul găsește o soluție să corecteze incidentul de ieri, dacă a fost un incident și nu un element de politică de protejare a vreunui prieten. Aș mai face o remarcă, fără să fie neapărat un atac, dar judecați-o dumneavoastră dacă este în regulă. Acum când se pune problema construcției bugetului pentru anul 2015, am fost foarte interesat să știu dacă, în urma acceptului premierului Victor Ponta de a se încasa doar 200 de milioane de dolari de la Rompetrol din datoria de 580 de milioane, s-a întâmplat ceva. Cu atât mai mult cu cât se stabilise și formarea unui fond de investiții de 1 miliard de euro, din care 80% să fie contribuția kazahilor. Nu numai că nu s-a format fondul de investiții de 1 miliard de euro, dar nici măcar cei 200 de milioane de dolari nu s-au încasat până la momentul la care eu fac declarația. Iar aici domnul prim-ministru Victor Ponta trebuie să-și asume toată responsabilitatea, pentru că l-am prevenit înainte să fac acest lucru.
În sfârșit, astăzi am auzit de la domnul prim-ministru Victor Ponta apelul la consens, spunând că a fost un adevărat consens cu CASE-ul, cu reducerea CASE-ului și că efectul a fost foarte bun. Îi aduc aminte că n-a fost în consens cu mine, l-am atenționat că va avea probleme majore în alcătuirea bugetului și respectarea termenilor și a tratatului fiscal și a angajamentelor pe care România le are de reducere a deficitului până la situația în care să nu ne mai creștem datoria publică, pentru că, de fapt, aici este cheia procesului de reducere continuă a deficitului. Să ajungem să nu mai împrumutăm bani pentru a executa bugetul. Știu că în momentul de față are dificultăți, nu știu cum le va rezolva, n-aș vrea însă ca rezolvarea să fie o întrerupere a acordului cu fondul. Pentru că România a trecut de mult de faza la care nu era capabilă să ducă până la capăt un acord cu Fondul Monetar Internațional. A trecut de mult de această fază, toate acordurile din ultimii ani au fost îndeplinite și n-aș vrea să revenim la perioada de tristă amintire din anii 90, când nu eram capabili să ducem până la capăt un acord cu Fondul Monetar Internațional. Cum de asemenea și aici cred că dacă nu se continuă acordul cu fondul, cred că va fi o mare bilă neagră și pentru Fondul Monetar Internațional. Pentru că ar fi prima dată când o țară iese mai slăbită din punct de vedere al consolidării fiscale dintr-un acord cu fondul decât cum a intrat. Și asta este și responsabilitatea delegației fondului, a Comisiei Europene și a Băncii Mondiale. N-aș vrea să se întâmple acest lucru. România a intrat într-o condiție bună, în al treilea acord consecutiv cu fondul, a intrat la cererea ei și ar fi o mare dezamăgire, dar și o palmă pentru fond și pentru Comisia Europeană, dacă România iese din acordul cu fondul într-o stare mai puțin stabilă decât la intrarea în acord. Pentru că fondul și Comisia au stat și au privit de la distanță aventurile fiscale care s-au produs în România în ultimile 8 luni, în perspectiva alegerilor prezidențiale. Deci vor avea o responsabilitate mare și fondul, și Comisia Europeană, delegatul Comisiei și Banca Mondială dacă România nu finalizează acest acord. Au știut foarte bine ce se întâmplă în România. În sfârșit, înțeleg că este o mare dezbatere legată de... am mai înțeles că domnul Ponta vorbește de stabilitate. Că de asta n-ar introduce redevențe noi de la 1 ianuarie. Ce stabilitate când... în iulie face o rectificare bugetară, în septembrie, deci la 2 luni, faci o a doua rectificare bugetară și la sfârșitul noiembrie face a treia rectificare bugetară. Omul ăsta nu înțelege despre ce vorbește când vorbește despre stabilitate și predictibilitate în măsuri economice. Deci tu, guvern, faci 3 rectificări în 5 luni, și ieși astăzi și vorbești de nevoia de stabilitate și predictibilitate fiscală. Penibil trebuie să fie unii.
Am să fac o scurtă referire și la redevențe. Am înțeles că asta îl frământă pe domnul prim-ministru Victor Ponta, stabilitatea fiscală să nu deranjeze prin modificarea redevențelor companiile. Eu vreau să-l atenționez că nu poate modifica redevențele. Și trebuie să înțeleagă foarte bine cum funcționează aceste mecanisme. Redevențele sunt stabilite de legea petrolului și gazelor și ele au niște matrici de calcul, dar care pleacă în principiu de la mărimea zăcământului și au valori între 3% din valoarea țițeiului sau a gazului extras până la 13,5%, repet, funcție de mărimea zăcământului, dar mai există în spate și o metodologie extrem de complicată. Ca să modifici redevențele, trebuie să te adresezi tuturor celor 44 de concesionari care sunt pe teritoriul României. Și trebuie să obții acordul tuturor. Deci ce-i scrie lui Victor Viorel în acordul de privatizare sau în legea de privatizare vizează strict OMV Petromul. Și nu este aplicabil celorlalte companii care au concesiuni, unii prin Marea Neagră, alții la uscat, alții când și-au făcut planurile de investiții le-au făcut în baza unor redevențe aflate în lege și care pornesc de la volumul zăcământului. Ce poate însă face guvernul? Lângă redevență, care este funcție de mărimea zăcământului, mai sunt două taxe. Una este suprataxa pentru gaze, generată de liberalizarea prețului la gaze pentru industrie, și a doua este taxa pentru resurse minerale. În mod normal, aceste două taxe trebuie să dispară la 1 ianuarie 2015. Guvernul a explicat astăzi cum menține redevențele. Nu redevențele le menține, că astea sunt în lege, nu are cum să umble la ele fără acordul tuturor celor 44 de concesionari de perimetre. Dar poate umbla la aceste două taxe, suprataxa pentru gaze și taxa pentru resurse minerale. Ele, teoretic, trebuie să dispară la 1 ianuarie. Guvernul le poate menține numele și să le mărească, pentru că taxele sunt problema guvernului, se aplică tuturor, fără să fie nevoie să negociezi cu ei. Sau poate anula cele două taxe și să instituie o altă taxă care să le înglobeze pe amândouă și să mai pună și ceva peste pentru a crește veniturile bugetului. Sigur, în această operațiune guvernul trebuie să țină cont cât de mult crește suma celor două taxe, dacă le schimbă numele și fac una singură din cele două taxe, pentru că sunt zăcăminte care n-ar mai fi rentabile a fi exploatate dacă se produce o creștere foarte mare a acestor taxe. Deci, repet, în afară de redevență, care este în contractele de concesiune a tuturor companiilor, și pe care nu le poți modifica, pentru că sunt concesiuni pe 20 de ani, pe 30 de ani, sunt concesiuni reînnoite, deci e foarte dificil. Sunt aceste două taxe care, în opinia mea, trebuiau mărite de la 1 ianuarie. Ca să clarificăm și cine trebuia să facă treaba asta. Ministerul de Finanțe. Este treaba Ministerului Finanțelor, pentru că el administrează codul fiscal. Iar aceste taxe se găsesc în codul fiscal, nu în acordurile de concesiune. Deci taxele sunt o opțiune a unui stat.
Nu trebuie negociate cu nimeni, spre deosebire de redevențe, care necesită discuția cu toți concesionarii. De ce? Uniunea Europeană nu ne lasă să avem redevențe diferite pentru concesionari diferiți. Toți trebuie să aibă aceleași condiții din punct de vedere redevențe. De aceea, singura modalitate și modalitatea corectă și mai ales modalitatea la care se aștepta toată piața. Toți știau că de la 1 ianuarie 2015 se va introduce o altă taxă simultan cu scoaterea celor două despre care v-am vorbit mai înainte. Premierul spunea astăzi să dăm stabilitate. Nu, așa creează instabilitatea, pentru că toată piața a așteptat să știe care va fi taxa pentru următorii 10 ani de la 1 ianuarie 2015. Ori acum se amână cu un an, iar planurile lor de afaceri nu vor putea fi făcute. Vor sta încă un an în așteptare să vadă care vor fi aceste taxe care se adaugă la redevențe și împotriva cărora companiile nu pot lucra, pentru că taxa exprimă voința statului. Asta am vrut să clarific, să nu facem o confuzie, chiar dacă unii spun redevență, chiar dacă printr-o lege s-a scris greșit redevență, e legea de la privatizarea Petromului. În realitate ne adresăm codului fiscal. Acolo se face modificarea și creșterea eventuală a celor două taxe care trebuie să trebuia să dispară la 1 ianuarie, apărea o altă taxă, o altă denumire, care creștea nivelul de taxare în așa fel încât bugetul de stat să obțină venituri mai mari. Sigur, putem discuta despre context, despre este un preț scăzut al țițeiului în momentul de față, trebuie bine anticipat ce se întâmplă, dar nu discutăm despre redevență, ci despre treaba Ministerului de Finanțe, care trebuia să ia în mână codul fiscal și să vadă ce face cu el în timp util. Am văzut declarații de genul, păi dacă introduceam o nouă taxă, dacă creșteam redevențele la 3 decembrie, dar cine te-a pus, frate, să o faci la 3 decembrie? Se dezbate public de cel puțin un an de zile că la 31-a 12-a expiră actualul sistem de taxe și că trebuie înlocuit cu alte soluții. Deci, acestea erau comentariile pe care am dorit să le fac legat de dezbaterile la zi, dar marea problemă rămâne credibilitatea domnului Victor Ponta în fruntea guvernului. Este în momentul de față un deserviciu făcut țării. Prin cele ce v-am expus, Victor Ponta nu poate fi un prim-ministru credibil al României. Eu vă mulțumesc mult, vă doresc o seară plăcută!